Cercetătorii au dezvăluit că instrumentul de inteligență artificială Google DeepMind poate prezice vremea pe 10 zile în 60 de secunde. Oamenii de știință susțin că este un moment de cotitură pentru meteorologie. Remy Lam, cercetător la DeepMind, a declarat că programul este mai rapid și mai precis decât metodele actuale de prognoză meteo și poate identifica cu precizie caracteristici precum presiunea atmosferică, temperatura, umiditatea și vântul cu până la 10 zile în avans. Prin modelul numit GrabCast, Google DeepMind poate prezice vremea depășind semnificativ cele mai precise sisteme operaționale deterministe pe 90% dintre cele 1380 de obiective de verificare, a spus Lam. Prognoza meteorologică s-a bazat timp de decenii pe formule NWP, Numerical Water Prediction, ecuații complexe bazate pe fizică care acoperă un număr vast de variabile. Această abordare analizează datele colectate de stațiile meteorologice, sateliți și echipamente oceanice pentru a proiecta traiectoriile căldurii, ale aerului și ale vaporilor la nivel global. Contribuțiile suplimentare de la analiștii experți și actualizarea constantă a algoritmilor contribuie la o prognoză precisă. Cu toate acestea, chiar și cu supercomputere, întregul proces este consumator de timp, de energie și costisitor. DeepMind a îmbunătățit această abordare prin antrenarea modelelor de învățare automată cu date meteorologice din ultimii 39 de ani. Renunțând la ecuațiile bazate pe fizică, rețeaua neurală a lui GrabCast procesează datele istorice la viteze de la 1000 până la 10.000 de ori mai mari decât sistemele de prognozare convenționale. GrabCast a analizat, de exemplu, prognoze meteorologice pentru următoarele 10 zile în mai puțin de un minut, pe baza datelor din 2018. Metodele convenționale ar fi necesitat ore de calcul și rezultatele GrabCast au fost mult mai precise. Modelul a depășit instrumentele convenționale la nivelul troposferei în peste 99% din măsurători și a obținut rezultate mai bune în 90% dintre predicții la toate nivelurile atmosferei.